nu poate lipsi Titus Andrei, care ne aduce ca de fiecare dată o minunată poveste, imagini făurite din vorbe. Colecția de muzică Symphonic Metal Band. Atenție, sunt români. Trupa Neuroleptica, lider Bogdan Ota, originar din Botoșani, absolvent al conservatorului din Iași, stabilit în America. I-a fost greu, a răzbit greu, iar acum colindă lumea triumfând. Mă consider norocos, deoarece peste tot reacția publicului este una pozitivă, spune Bogdan Ota, compozitor, pianist și orchestrator de mare, mare talent. A înregistrat în urmă cu 3 ani albumul Bliss, Fericire, Extaz, împreună cu alți români entuziasmați și ei cu siguranță de sound-ul și performanțele grupului. Bogdan Stanciu, chitară, Sergiu Dimitov, percuție, Răzvan Sofronescu, bas, Silvia Bejan și Lucian Angel, vocaliști. Privind relațiile interumane, pentru mine România este pe primul loc, afirmă muzicianul Bogdan Olta, care își definește publicul astfel. Muzica mea, albumele mele se adresează în general oamenilor care au un pic de, în română noi dacă spunem bun simț sună altfel, un pic de common sense ar fi în engleză, un pic de simț practic, suficient simț al realității și suficient simț al fantasticului, cât împreună să le dea o înțelegere a muzicii pe care o fac eu. As night have stars more rare, the ships in ocean fade from pole to pole. So all the wonder of our lips, hints our inevitable song. Such lights she gives as guide my bark, but I am swallowed in the swell. Sagely dark, that holds my heaven, holds my hair.